Un alt accident a avut loc pe drumul național 24, în localitatea Poieni, județul Iași. Șoferul unui autocamion a pierdut controlul volanului pe un carosabil parțial alunecos și a intrat în coliziune cu o autoutilitară. Nu au rezultat victime, însă circulația rutieră a fost blocată pe ambele sensuri de mers. Din primele cercetări efectuate de polițiști, s-a constatat faptul că șoferul unui tir ce se deplasa pe drumul național 24 în localitatea Poieni ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu un alt autotrist. În urma impactului nu au rezultat victime omenești. Drumul a fost blocat pe ambele sensuri de deplasare.